Primăvara lui 2024 și prima lună din vară pentru mine au fost niște luni în care am, am stat alături de Paul Oster, fericită să-l fi descoperit lucru care n-ar fi fost cu putință dacă nu iar am în Clubul Cititorilor de Cursă Lungă. Primăvara am fost cu Palatul Lunii și Noaptea Oracolului, Cartea Iluziilor, Tumbuctu, Trilogia New Yorkului, însă asupra toate mi-au plăcut, însă 4, 3, 2, 1 mi-au plăcut într-un mod aparte. Aș fi pus note mult mai multe. Singurul lucru care m-a deranjat e că e o carte care au cedat, în ciuda faptului că eu sunt foarte atentă. Sunt foarte atentă în ceea ce privește cărțile. Nu-mi place să le, să le scriu, pun cât unde consider eu că trebuie să pun o notă, o pun și acum că am încheiat-o și s-o așezat și cumva sunt în lumea lui Archie Ferguson ori atât de mult mi-am dorit în viața asta să ajung la New York și cred că nu o să visul meu nu o să devină realitate pentru că nu mai e timp însă Paul Oster a reușit și mă a dus el acolo am trăit în, într-un cadru după care eu tânjesc foarte mult, așa cu toate, cu toate neajunsurile lui și cu toate provocările, pentru că New York-ul nu este numai despre bine, ci și despre multe altele. Însă nu vreau să pun punct fără să citesc câteva pasaje din cele pe care mi le-am notat, am să deschid la întâmplare și să vă invit să să intrați în lumea lui Paul Osner din nefericire a murit acum, nu știu dacă sunt două săptămâni sau trei Și cumva am fost și mai tristă din pricina asta, însă asta e. Și uite unde am deschis. Am deschis aici unde spune așa... Apoi urmau știrile locale, cele naționale și internaționale, articole despre filme și piese de teatru, așa zisele articole de interes uman despre 17 studenți care s-au înghesuit într-o cabină telefonică sau cei 36 de hot dogi consumați de câștigătorul concursului de mâncat din districtul Essex. Iar când le termina pe toate și îți mai rămâneau câteva minute înainte să plece la școală și... Și mai rămâneau, continua cu anunțurile din mica publicitate. Te iubesc, dragă, întoarce-te acasă. Ziarele la trăgeau în cu totul alt mod decât cărțile. Cărțile erau solide și permanente, iar ziarele erau obiecte fragile, efemere, de unică folosință, care erau aruncate imediat după citire pentru a fi înlocuite de altele. A doua zi dimineață, în fiecare dimineață, un ziar nou pentru o zi nouă. Cărțile progresau în linie dreaptă, de la început la sfârșit, în timp ce ziarele erau mereu în mai multe locuri simultan, un talmeș, balmeș de simultaneitate și contradicție cu mai multe articole care coexistau pe aceeași pagină, fiecare dezvăluind un alt aspect al lumii, fiecare exprimând o idee sau o realitate care nu avea nicio legătură cu cele din jur, un război în dreapta, o întrecere cu ouă și linguri în stânga, o clădire în flăcări sus, o reuniune a cercetașelor jos, un amestec de lucruri mari și mici, lucruri tragice pe prima pagină și lucruri frivole pe pagina a patra, inundații de de iarnă și anchete polițenești, descoperiri științifice și rețete pentru deserturi, decese și nașteri, sfaturi pentru cei nefericiți în dragoste și cuvinte încrucișate, pase de fotbal și dezbateri în congres, cicloane și simfonii, greve muncitorești și călătorii transatlantice în balcon, în balon, Ziarul de dimineață trebuia neapărat să vorbească despre toate aceste evenimente în coloanele sale imprimate cu cerneală neagră, mânjită, și în fiecare dimineață Ferguson se bucura de întreaga învălmășeală, pentru că așa era și lumea, după părerea lui, o mare învălmășeală efervescentă, cu milioane de lucruri diferite care se întâmplau în același timp. Și mă duc un pic mai departe. Uite, mă duc aici, nu, nu prea pot eu cu o mână, dar asta e. E foarte mândru de tine, Arci, a zis maica sa doar că nu știe ce să spună sau cum să spună. E un om care n-a învățat niciodată să vorbească, ceea ce Ferguson nu știa pe atunci și nici n-a aflat decât după șapte ani când i-a povestit maică sa, era că ea și Dan Schneiderman aveau o relație clandestină de 18 luni. Cele două sau trei seri săptămânale de brici erau de fapt una singură. Serile de pocket și de bowling ale lui Dan nu-i mai foloseau ca să joace poker sau bowling, iar căsnicia părinților lui Ferguson nu mai era doar șarada glacială lipsită de pasiune care părea să fie, ci era moartă de-a binelea, mai moartă decât cel mai mult dintre cadavrele de la morga locală. Și dacă rămâneau totuși împreună în cuplul lor absurd, asta era doar pentru că divorțul era considerat atât de scandalos în acea parte a lumii, încât se vedeau nevoit să-și protejeze fiul de stigmatul de a proveni dintr-o familie destrămată, ceea ce în multe privințe era mai grav decât să fii băiat de excroc sau vânzător ambulant de aspiratoare. Divorțul era pentru vedete de cinema și bogătașii care trăiau în vilele din New York și își petreceau severile în sudul Franței, dar în suburbiile din New Jersey ale anilor 50 și începutul anilor 60 era de așteptat ca un cuplu nefericit să tacă și să rapde ceea ce aveau de gând să facă și părinții lui Ferguson până când copilul avea să termine liceul și să plece definitiv din Maplewood. După care aveau amândoi să spună stop joc și să o ia fiecare pe drumul său, de preferință între dou în două orașe diferite, amândouă cât mai departe de Maplewood. Între timp, tatălui se mutase în camera de oaspeți, chipurile pentru că ajunsese să sfure atât de tare încât nu o lăsa pe mama lui Ferguson să doarmă, iar Ferguson nu bănise niciodată că părinții lui i-ar fi putut ascunde adevărul. Și ultima nu știu care o să fie, probabil că asta. Nu-mi place că este stramă și mi pare atât de rău. Trebuie să găsesc o modalitate să o adun înapoi. Și aici spune așa, în contul său deschis la First National City Bank de pe West uh, 110th Street Colts cu Broadway stăteau mii de dolari și simplu fapt că știa acolo, chiar dacă nu simțea vreun imbol deosebit să-i cheltuiască, îl degreva de obligația de a se gândi la bani de 746 de ori pe zi, ceea ce până la urmă era la fel de neplăcut, dacă nu și mai neplăcut decât lipsa banilor, pentru că acele gânduri erau îngrozitoare, devastatoare chiar și erau binecuvântarea că scăpase de ele. Acesta era singurul mare avantaj pe care ți-l aduceau banii, a hotărât el, că nu puteai cumpăra mai multe lucruri cu ei, ci că nu mai trebuia să umbli cu ghemul ăla infernal de gânduri suspendat deasupra capului. Și totuși mai vreau să mai ia unul și să spun așa... O mână atingea, îl atingea pe ceafă. Ferguson a lăsat în jos brațul, a dat drumul dușului și a deschis ochii. Albert era în continuare în short, dar în se desprăcase. Presupun că nu te deranjează asta, i-a spus el lui Ferguson. În timp ce mânica mâna i-a aluneca în jos pe spatele lui Ferguson, așezându-i se pe fund. Nu numai că nu mă deranjează, a spus Ferguson. Dacă nu s-ar fi întâmplat, aș fi, plecat, aș fi plecat de aici trist și dezamăgit. Albert i-a înconjurat alea cu cealaltă mână și l-a tras spre el. Ești un băiat minunat, Arci, a zis el, și în niciun caz N-aș vrea să pleci de aici dezamăgit De fapt, ar fi mult mai bine pentru amândoi Dacă ai rămâne, nu crezi? După amiază s-a făcut seara Seara s-a făcut noapte, noaptea s-a făcut dimineață Iar dimineața s-a făcut o nouă după amiază Pentru Ferguson se întâmplase Marea dragoste explozivă Care vine odată în viață Iar pentru următoarele 256 de zile A trăit în altă țară Un loc care nu era nici Franța Nici America Și nici altul o țară nouă care n-avea nume, nici granițe și nici sate sau orașe, o țară cu doi locuitori. nu e așa că e, e extraordinară. uite -o cum arată săraca, însă e în sufletul meu cuibărită toată și sunt foarte fericită că am reușit să o parcurg. Într-o vară de altfel destul de complicată și pentru mine. Negreșit, complicată. Dar sper să. să răzbesc. Spor la ce mai citiți.